Bună seara, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta mi-am propus să vă aduc în prim plan un eveniment foarte important pentru noi cei din Alexa Event și, bineînțeles, pentru Asociația Numerologilor din România, și anume Congresul Numerologilor din România. Mai exact, anul acesta suntem la cea de-a patra ediție, deci Anatol deja devine tradiție, nu? La patru ajungem Dar. de la o tradiție și cu siguranță mai încolo de patru nu va fi decât de bine. În ceea ce privește Congresul Numerologilor și pe cine puteam să am alături de mine pentru a vă stârni curiozitatea, de ce nu, să participați la evenimentul din 15 octombrie, ce va avea loc online, pe Zoom. Deci este accesibil tuturor celor care doresc să cunoască mai multe despre tematica noastră din acest an, bunăstarea materială. Eu zic că este de interesul tuturor, mai ales că suntem și într-un an de vibrație 6, nu? Și atunci partea cu materialul, cu banii și nu numai, o să vedem că sunt mult mai multe alte aspecte pe care le putem discuta aici, dar general bunăstarea materială. Și așadar l-am adus pe Anatol astăzi să ne povestească și să ne spună, așa, dar nu să ne dea tot din casă, doar să ne facă curioși cu privire la acest congres. Și, în primul rând, îți urez binevenit, Anatol! Sau bine ai revenit! bine te-am găsit și pe toți privitorii noștri. Uh, Într-adevăr, când un lucru se întâmplă odată, este o întâmplare. Când lucru se întâmplă a doua oară, este o coincidență. Când lucru se întâmplă a treia oară, este o legitate. Iar când se întâmplă a patra, deja este o tradiție. Și putem să spunem că după ce un lucru oricare care se întâmplă a patra oară, deja între acel lucru între în, când spunem tradiție, intră în caracterul omului sau intră în obișnuință, în, în obișnuință intră în structura, în formația, în structura omului, evenimentului, organizației, firmei sau statului. Asta, același lucru se întâmplă și într-un stat. Dacă într-un stat un lucru se întâmplă o singură dată, e o coincidență, e o excepție când se întâmplă de două ori, E o coincidență cumva când se întâmplă de trei ori e o legitate, iar când se întâmplă a patra oară același lucru, indiferent unde se întâmplă în interiorul statului, deja este o tradiție, deja este o tradiție de care vrem, o tradiție a corupției. O structură cu o bază solidă, adică în spate există o structură, există oameni care se susțin și există o, spunem așa, în spate, o legitate, apoi o organizație, o structură a oamenilor, a legilor, a tot felul de lucruri, pentru că lucrurile ăsta ca să fie posibil. Și în a patra ediție a Congresului, probabil nu întâmplător și nu întâmplător se Divul. va vorbi despre ceea ce se numește bunăstarea materială. După cum știm, omul, organizația, statul, orice structură nu poate avea, orice sistem nu poate avea decât trei forme de bunăstări. Bunăstarea materială sau funcțională, bunăstarea relațională, și bunăstarea spirituală sau bunăstarea soft, bunăstarea hard. Uite, calculatorul ăsta trebuie să aibă o bunăstare hard tot timpul. Trebuie să aibă și o bunăstare a relațiilor mele cu el, interacțiunea om-mașină, să spunem așa, care are și ea legitățile ei, are și ea, spunem, trinitatea sa în interior și bunăstarea spirituală, sau spunem așa, bunăstarea softului, calculatorul respectiv, cât și a softului meu, pentru că interacționează prin cele de urmă, spune, mintea calculatorului, în ghilimele spus cu mintea mea. Dar mintea interacționează prin intermediul cui? Materialului ceva, adică degetele, și de Dacă este nu le ai, nu apasă bine sau în loc de tastatură ne merește pe altă tastă, așa e altă E Aici când vorbim de bunăstare materială, trebuie să înțelegem că nu vorbim doar de ceea ce se numește e, bani, deși banii sunt un instrument pentru a dobândi bunăstarea materială. Vorbim de bunăstarea funcțională în general, de bunăstarea, de acea bună stare a tot ceea ce înseamnă supraviețuirea sau ținerea pe linia de plutire a unui sistem, a unui organism, a unui stat, Adică de acele lucruri elementare de care el are nevoie ca să poată funcționa. Aici este câmpul foarte vast de cercetare și, în fiecare caz în parte, când vorbim de bunăstarea materială sau bunăstarea funcțională. La om, la organizații, la firmă, la un stat cu totul sau la o comunitate, cum ar fi comunitatea europeană, bunăstarea materială se traduce într-alți termen doar. Legitățile sunt aceleași, matematice sau spunem filosofic-matematice, numerologice, adică, dar, dar modul de aplicare sau termenii pe care îi folosim sunt diferiți. Ceea ce este bunăstare materială la om, putem explica asta prin câteva lucruri, de exemplu, prin aceea 3, 6, 9. Orice acțiune, orice sistem la bază are, să spunem așa, o trinitate. Adică este nevoie de Precepere, abilități, informație, adică cunoaștere, care cunoaștere? Acea minimă cunoaștere pe care un om trebuie chiar. să o aibă ca să poată supravăți în mediul fizic în care ne merește, în mediul uh, social în care ne merește, într-un mediu oricare. Șase este capacitatea acelui sistem de a se autoapăra sau autoverifica pe el însuși în permanență. Capacitatea de a fi agresiv, apropo, atenție, agresiv, nu violent, agresiv în apărarea propriilor scopuri, interese de supraviețuire, spunem asta, sau de autoreparație sau de a, de a te menține pe linie de plutire și, capaci, de, de, de nouă, capacitatea de a rezolva problemele inerente care apar pe parcursul vieții sau pe parcursul funcționării unui sistem, în cazul nostru om. Deci, de ce are nevoie un om? Are nevoie de trei lucruri ca să aibă bunăstare materială. Pricepere, abilități, informații, cunoaștere, care ce? Care sunt în jurul nostru un ocean de informații. Important este ce informații din acel ocean selectăm pentru ce nevoi, conștient o facem sau puțin conștient sau inconștient cu totul. 3. Este ca, șase, este capacitatea de a păstra acele informații, de a te lupta pentru ele, de a le actualiza în permanență, de a le face ca să devină parte aproape instinctivă. Uh -huh. Și cap, nouă, capacitatea de a, a te adapta în permanență mediului care se află în o permanentă Exact, permanentă transformare. Sau capacitatea organismului nostru sau noi cu totul, nu, nu doar organismul fizic. De a rezolva problemele care permanent apar într-un mediu care se află într-o permanentă schimbare. Dacă aceste trei capacități le avem, atunci putem să vorbim și să și le folosim, atunci inevitabil omul va atinge o anumită bună stare. Asta nu înseamnă miliarde, nu înseamnă milioane, ci înseamnă acea stare de bine pe care trebuie să o aibă un om ca să poată funcționa bine fizic în lumea asta, fizică în lumea obiectelor și a proceselor. Că trăim într-o lume în orizontală și obiect... am putea ajuta. Exact, orizontală. Adică în lumea asta, fizică. Material. Exact. E, aceleași lucruri, de aceleași lucruri are nevoie și un stat. Numai că atunci când vorbim de un stat, trei, nu mai înseamnă abilități pur și simplu umane, ci înseamnă instruiri, înseamnă instituții de învățământ, înseamnă educație. Fel de specializare? Specializare, profesionalizarea oamenilor în armarea oamenilor sau statului și fiecărui membru acelui stat cu ce arma cunoaște. Mm -hmm. Și asta înseamnă a, capacitatea statului de a-și apăra în teritoriu. mod agresiv teritoriul, de a-și apăra a, suveranitatea, de a-și apăra propriile sale interese. Așa, resursele, orice altceva, inclusiv resursele mentale, adică oamenii, proprii cetățeni, propriile sale structuri, în mod agresiv. Și nou înseamnă capacitatea statului de a-și. Rezolva propriile sale probleme atât în mod în in, in plan intern, cât și extern. A rezolva în permanență problemele care apar inerent în viața asta, pe, care se află într-o permanentă schimbare și apar de fiecare dată probleme noi. Ei probleme noi înseamnă că trebuie să rezolvăm aceste probleme, acele probleme în dependență de ce. Cum le rezolvă? Independență de trei, de înainte, pentru că nou nu e nimic altceva decât trei ridicat la putere, la puterea a doua. Mm -hmm. Așa. Și atunci, ce înseamnă? Putem rezolva problemele dacă avem instruirea înainte de asta, pe care o ridicăm la puterea a doua. Dacă nu avem instruirea, atunci cetățenii și statul și politicienii care compun acest stat nu au puterea. De a rezolva probleme. Neavând pro puterea de a rezolva probleme, înseamnă că statul este puțin inteligent. Un stat mai puțin inteligent, totdeauna va pierde în fața altui stat mai inteligent sau care poate privi lucrurile în perspectivă sau care poate privi lucrurile pe o durată mai mare de în, în timp în viitor. Uite cât de important. Ei, atunci când vorbim de bunăstarea materială sau bunăstarea pe orizontală, spunem bunăstarea fizică, a obiectului și bunăstarea și procesele procesele fizice a avea o practic mai degrabă în sensul ăsta de a avea toate acestea punându-le la un loc răspunde de o... un lucru a avea ce are nevoie în mod canonic, adică nici mai mult, dar nici mai puțin. Canonic înseamnă triunghi. Adică înseamnă ce? De ce are nevoie un om? o organizație sau un stat ca să poată funcționa uh, într-un mediu politic economic care ori mai fie acolo militar ca să poată funcționa și și uh, satisface sau aș îndeplini acele nevoi care poate să l țină pe el pe linia de plutire într-o lume în care după cum vedem unele state se scufundă altele de sub apă apar și devin o putere. Anatol, uite, una din întrebările care apar des, mai ales în vânătoarea asta, ca să mă folosesc așa de ideea lui 6 spre a dobândi o bunăstare materială în sens financiar, lumea se întreabă, ok, dacă am un 369 bine structurat, bine definit, bine dezvoltat, asta însemnând cel puțin trei cifre și fără să lipsească vreo una în căsuțe, dacă mi-asigură fericirea în sensul ăsta de bunăstare materială, adică este suficient să am 369 bine dezvoltat pe scurt? Asta atunci răspunsul se adresează strict numerologilor. Poți să ai toate cifrele în directorul 369, dar, de exemplu, dacă ești leneș sau orientarea ta este în cu totul altă direcție, de exemplu, tu ești disprins de lumea asta materială și pe tine te interesează poezia, de exemplu, atunci tu vei scrie poezii, dar bunăstarea materială nu va fi realizată pentru că nu poți în același timp să faci două lucruri deodată. Uh, adică uh, pot să faci, dar acele lucruri nu sunt. Uh, uh, adică putem să ne gândim la una, să facem altceva. Asta înseamnă... Da. Asta înseamnă. Calitatea, Asta înseamnă o împrăștiere. Și în momentul în care omul se împrăștie, nu devine fascicul de lumină, adică nu devine laser. Dacă nu devine laser, nu reușește să spargă nici măcar un obstacol simplu în față, o foaie de hârtie. Pe când lupa, de exemplu, ne arată pusă la soare, orientată corect, așa formează un fascicul de lumină, astfel încât e capabil, capabilă lupa respectivă să spargă primul obstacol care apare în față, o cortină după care nu știm ce se află, o sparge și face o găurică acolo, după care în față îți deschid cu totul altă lume. Eni faptul că noi în structurile noastre matriciale putem să avem anumite cifre sau toate care sunt necesare pentru a împlini sau pentru a realiza o anumit vector, nu înseamnă din start că gata, putem să stăm cu burta în din sus zi, de pat, pentru că materială. va veni, cumva va cade din cer. Nu, Dumnezeu, după cum știți, tradițional, ni dă, dar în pungă nu ne bagă este, nu ne și foarte bună. bine face, asta este dovada lui maximă din înțelepciune divină, să spunem așa, adică ne dă, dar pentru asta trebuie să depunem un oricare efort. A adubi Însă, adubi efortul, adubi efortul celor care au un 369 Într-adevăr este pentru cei care știu cât de cât Un picuț de numerologie Dar e interesant și sunt, primesc întrebări de genul acesta uh, Ok, dacă 369 este uh, bine dezvoltat Necesită doar să fac efortul Este mai mic, practic, pentru mine Care am un 369 dezvoltat Comparativ cu cel care poate nu are Cum sunt copiii, de exemplu, după anul 2000 Care este foarte interesant de văzut Cum stau ei cu bunăstare materială Exact Uh, știți cum uh, să facem o analogie uh, vorbește-le în pilde. Uh, dacă punem 10 bărbați alături care uh, au capacitatea uh, nativă de a fi buni vânători asta nu înseamnă că toți chiar vor fi pentru că unii vor depune un oricare efort și în fiecare seară vor veni cu un epuraș vânat din pădure de undeva și vor avea ce mânca ceilalți 5 de exemplu nu vor depune efortul respectiv deși abilitățile și calitățile necesare pentru asta în forma lor trinitară adică victorială o au dar pentru cum depune efortul necesar vor depinde de ceilalți 5 care au cât un epuraș și vor vrea și ei sara ceva să mănânce. uite în felul respectiv se creează deja o ierarhie Uhum. Și când s-a creat ierarhia Cei care le dau celorlalți de mâncare Sunt mai valoroși Și stăpânesc pe ceilalți Care sunt, deși au aceleși abilități dar pentru că nu depune efortul sau pentru că ne ducem mai sus deja bunăstarea spirituală, pentru că au o concepție greșită despre vânătoare și omorârea epurașilor greșită sau care poate este bună, dar într-un anumit context numai, în timp de pace, în timp de război sau de foame, concepția trebuie modificată urgent. Ei n-au reușit să modifice, atunci vor rămâne dependenți de cei care în fiecare seară au câte un epuraș și au ceva de mâncare în felul când s-a creat ierarhia, imediat uh, vorbim despre putere deja. Unii dețin puterea, alții nu dețin puterea. Și vedem că cei care dețin puterea de a se supraviețui în pădure, vor depinde, uh, ceilalți vor depinde de ăștia care au astfel de putere. Cei uh, care au puterea, uh, puterea de a le da de mâncare, le vor dicta condiții, le vor dicta ce știu acolo, comportamente, le vor dicta o serie întreagă de lucruri, și ar vor trebui să se supună dacă vor să mănânce. Dacă nu, vor muri de foame, dar în mândrie lor. Și în orgoliul lor, așa. Când eu mor de foame, dar nu mă supun. Nu, bine, mor de foame. Asta se întâmplă um, de când îi lumea și pământul, și nu numai la nivelul uh, uman, ci și la nivel de animale insecte, plante, pentru că și acolo există permanent luptă pentru ce supraviețuire. La plante, de exemplu, cea mai inteligentă plantă este cea care urcă mai rapid în sus, luptându-se pentru lumină. În momentul când au urcat mai sus ca celelalte, pe celelalte le umbrește, adică ce le ia mai multă energie solară lor, celelalte rămân fără energie solară, prin urmare cresc mai încet. Mm -hmm. Și acolo, în permanență, este o luptă pentru ceea ce se numește bunăstarea materială, adică lupta pentru bunăstarea funcționalității sistemului. Ca mm -hmm. să putem face celelalte lucruri, ca să relaționăm, apoi să ne gândim la Dumnezeu și nu știu ce alte filosofii îndepărtate. Așa. Trebuie să avem burta plină, prima oară. Prima dată așa. trebuie să, să existăm, în primul rând. Și nu doar să existăm. Pentru că dacă existăm din punct de vedere material prost, devenim răi și proști. Că spuneam așa, bogăția e rea, omul bogat e rău. Nu, da. oamenii săraci sunt răi. Oamenii săraci nu mai sunt răi, devin răi, devin și proști. Pentru că nu au, dacă n-ai toată dimineața, dimineața până seara te gândești numai cum se papa, nu ai când să mai citești o carte, iar sara te gândești cum să papa ceva dimineața, iar nu ai când să meditezi. Și atunci trebuie să ai din tăi odată o bună stare a funcționalității sistemului, iar după care, în timpul liber dintre trei mese, poți citi o carte, poți filosofa, poți vorbi cu altul, te poți instrui. Mm -hmm. Și atunci eu din totdeauna am spus că dacă vrei să ai într-un sistem, într-o firmă sau într-o societate sau într-un stat, o mare putere de, spunem așa, de, sub, de da, supraviețuire și de dezvoltare a tuturor celorlalte, prima dată trebuie să fie pusă bine la punct baza. Baza nu trebuie să fie, nu trebuie hrăniți oamenii și stimulați în nemuncă, dar oamenii într-un stat trebuie să aibă tot canonic, nici mai mult, nici mai puțin, din care le trebuie pentru a putea ca să funcționeze bine. Așa. Ca să aibă partea harde, care spuneai tu, dacă eu nu am cuțitul cu care să merg să gătesc sau să vânez, atunci ce să gătesc sau să vânez? Exact. Adică trebuie să avem o, o bază materială, canonică, nici mai mult, dar nici mai puțin strict, cât este necesar ca sistemul omul populația, poporul se poate funcționa. Dacă asta se întâmplă, să-și se poate realiza întregul său potențial genetic. Dacă asta se, poate, se întâmplă, atunci omul poate trece la nivelul următor și se poate gândi la relaționare, la comunicare, la instruire, la schimbul de informații și cunoaștere, la transmitere, transmisiunea sau transmiterea uh, moștenirii culturale tradițiilor Transgenerațional, practic. Da, dacă noi nu avem de mâncat noi în casă, ce avem noi, când mai avem timp să transmitem, ce știu eu acolo, moștenirea culturală, tradiția nepoților, de exemplu, că nu mai ai când, te gândești la cum să îi hrănești pe ei și pe de tine. pe masă, corect. A, așa. Nu e rău când un astfel de lucru se întâmplă pentru o perioadă oarecare de stim, scurtă de timp. Pentru, și de asta are grijă chiar ciclicitatea vieții, cicluri și însăși Dumnezeu am putea spune așa. Mai învățăm Până și noi câte ceva, cum e și cum a, a avea. Da, adică pentru o perioadă scurtă de timp ne lipsesc lucrurile respective ca să învățăm să le apreciem când le avem. Când le avem. Asta se întâmplă ciclic chiar dacă nu am dorit lucrurile astea. Apropo, că spuneai, Anatol acum ceva timp și probabil unii dintre ascultători știu, informația vine tot timpul de sus în jos și paharul se umple de jos în sus. Evident. De acest lucru uh... acum, practic, 369-le, care necesită îngrijit, nu nici mai mult, nici mai puțin, dezvoltat, pentru cei care poate nu au un 369 foarte bine dezvoltat, dar necesită lucrat cu un oarecare efort pentru ca ulterior să urcăm, să umplem paharul, cum zici tu. Da, nu există niciun fel de dezvoltare personală, niciun fel de meditație, niciun fel de nimic dacă omul nu și-a dezvoltat prima dată uh, baza, adică vectorul 369, vectorul supraviețuirii în sine. Uh -huh. uh, e adevărat, în anumite condiții social-culturale, politice, cu noi, uh, asta, la unii, este mai mare, mai lată mai rezistentă. Dar ea ei atâta este necesar în, în cadrul ăla a sistemului. În India, de exemplu, pentru ca să ai bună bunăstare materială, pentru un yoghin de cei mai înaltă clasă, nu i trebuie nimic din toate chestiile astea. El stă în poza sa uh, lotus ore zile întregi putre, putregăiesc hainele pe el în timpul ăsta, dar el nu are nevoie de altele pentru ceea ce el în viață și-o propus. Pentru că tradiția lui este non-acțiune, el se retrage, contemplează realitatea și creația, dar nu se implică în ea nici într-un fel, nici spre a distruge forme, nici spre a crea forme. Dar totuși are nevoie de un minim de 36,9, un spațiu fizic în care să stea măcar în poziția de lotus. Evident, are nevoie de anumite substanțe hrănitoare pentru organism ca să stai în poziția respectivă. Când la el platforma asta sau fundația este foarte mică, asta e cu totul altceva. Asta se întâmplă chiar și la nivelul fizic real adică avea o casă în Siberia pe gheață, adică unde faci pe gheață, ai nevoie de o temelie destul de rezistentă. Ca mm -hmm. să faci o casă în România, ai nevoie de puțin altă temelie, dar totuși... E ca nevoie. Să faci, e așa, dar ca să faci o casă în junglă undeva, temelie aproape n-ai nevoie. Ai nevoie de niște stâlpi, pe care terenici. construiești casa respectivă. Mm. Adică chiar și la nivelul construcției unică, în dependență de teritoriu și mediu în care construim acea casă, avem nevoie de temelii diferite. E una să faci o casă pe pământuri mișcătoare, cum ar fi nisipuri, acolo e nevoie de o temelie... Am putea, Anatol, să uite să luăm apropo de analogia asta, analogia asta foarte, foarte faină. Cam de ce bază au nevoie românii uitând de la modul în care construim casele? Păi au, depinde de teritoriu. Uitați, îmi blasc în toată România Hai. și o să vedeți că fizic, la nivel de proiectare a unei case, avem în fiecare zonă a României, temelia este construită în mod diferit. Undeva e adâncă și îngustă, altă parte este lată, dar nu atât de adâncă. Dar trebuie dar să adică lată. după acest principiu putem să ne dăm seama cam cum sunt oamenii din acea zonă a României, spre exemplu. E evident, nu numai cum să oameni, cum îți impune mediul să supraviețuiești sau mediul îți cere tot un 369. Mm -hmm. Dar un 6 mai galben, un, un, 3 mai galben, un 6 mai galben și un 9 mai galben. În altă parte îți cere un 3 mai roșu, un 6 mai roșu și este tot 369. Dar coloratura, cromatica, puterea, vibrația, rezonanța este diferită și îți o impune însă și mediul. Mm -hmm. E una să vânezi iepurași nu știu unde în junglă și alta să veneze nu pe munte. Ai nevoie de cu tot o altă bază științifică, instrumentarul și inteligență pentru a le folosi pe toate aceste trei, pentru ca să răzvi cu un acasă, să nu-ți moară copiii de foame și tu, sau cu ce-o fi, că acum să nu vegetarieni. <laughs> vip cu un pomușoare, cu e tot un fel de vânat, adică e tot vânat. Chiar dacă trebuie Trebuie să pomușoarele alea ca să vii cu ele, nu? Deci tot trebuie să le vânezi. Da, în forma aia de vânat se numește culegere. Exact. Dar e tot o formă de vânat. Adică vânăm ce, în cele din urmă propria noastră bunăstare sau vânăm în cele din urmă lucruri care, a, care, sunt necesare și suficiente pentru existența sistemului în sine. Și pentru asta, uite, la nivel de stat avem nevoie de o bază a, științifică, educațională, în armarea poporului cu științe, precepere și abilități, 6. instrumentariul necesar, ce trebuie, arcul, sulița, tot ce nu. trebuie ca instrument, pumnul nu orice, pumnul poți fi și mental, pumnul nu poți fi uh -huh. emoțional, adică arma cu care, arma muncii. Uh -huh. Și nouă, capacitatea sau uh, uh, inteligența de a folosi primele două Vedea. în așa, fel încât rezultatul acțiunii tale să se încununeze de succes de fiecare. Da, dat. sau de maximum ori posibile, din 10 uh -huh. Uite, uh, multe alte întrebări merg în direcția asta de dacă sunt mai multe tipuri de oameni bogați, apropo de 3, 6, 9 dacă 3, da, adică nu știu, există o tipologie a oamenilor bogați, plecând de la ideea de 3, 6, 9? Există, există oameni care au de devenit bogați datorită nu... lui 3 adică bazei lor uh, cunoașterii, percepirilor și abilităților Asta este studiu, asta se învață, niciodată nu vine de la sine. A, poți să ai un creier mai dotat în a prelucra un procesor, spunem așa, mai rapid și poți mai repede acumula tot felul de informații. Precepere și abilități. Dar dacă ești leneș, și n-ai făcut nimic. Adică, și atunci sunt oameni care au dobândit, dobândesc bunăstare materială sau chiar bogății mai mult din perspectiva agresivității, uh -huh. cum ar fi luptătorii. Știi, sau, adică sunt oameni care înduc, sunt luptători și ei trebuie, ei vânează, luptându-se, încălcând legile, devenind agresivi, e, spunem așa, își fugăresc sau își înghit și pe toți adversarii de pe piața economică sau piața financiară, că sunt agresivi prin reclamă, să îi impună, îi, 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 îi cumpără pe toți sau îi mănâncă pe toți ceilalți adversari sau cum sumeți, competitori rămânând singur pe piață, sunt unii oameni care au devenit mai uh, puternici sau mai bogați din perspectiva lor nouă, adică stau și se uită cum primii doi se ceartă, deșteptul cu puternicul, adică... Ultim, se adaptează. Filoz. Așa, se adaptează, e primii doi să bat și el rezolvă problema, și a unora și a altora, sau de multe ori înarmându-i și pe unii și pe alții, dar pe unii îi înarmează cu știință, pe alții îi înarmează cu, nu știu, pistoale mm -hmm. sau ceva de felul ăsta. Există, în general, putem spune, există nou tipuri de oameni bogați. Ei, în urmă, cele de urmă, toți sunt milionari, dar toți sunt împinși în față de o putere propulsoare, ca o rachetă, de un combustibil propulsor, care este diferit de la unul la altul. Și nu avem mai multe, în creația asta în care ne aflăm noi, nu avem mai multe combustibile sau energie, propulsoare către o direcție sau alta decât nouă. Tot în lumea asta este de la zero la nouă. Tot ce e după asta, e doar combinații. Putem spune că bogățiile noastre, dacă ne uităm în matriță, pentru cei care știu să-și calculeze, sunt acele căsuțe dezvoltate? Suntem bogați în acele caracteristici? În acele caracteristici suntem doar mai dotați. Dar știți cum. Uh, Putem deveni mai bogați dacă folosim și depunem efort. Evident. Adică eu am acasă și uh, motocoasă, și benzo-coasă, adică merge pe benzină, și electrică, și coasă obișnuită să secere și să apă, dar bălăriile uh, au crescut mai mare decât geamurile, deja acopere casa. Și uite alături alături uh, mărioara bătrânică, vai de ea, are o singură sapă, dar la ea tot în jur e cosit, la ea tot în jur e prășit și bălăriile nu au ajuns să-i acopere geamă. Vezi? Are un singur instrument, dar îl folosește stabil și regulat. Astfel, broiana nu e crescut. La mine am în depozit șapte feluri de coasă. Și dacă n-am depus efortul necesar și la timpul potrivit, ce au făcut? Au crescut bălăriile cât casa. Nu. Da. Nu ne ajută, nici pe nimeni nu ne ajută. Adică nici pe un om nu îl ajută faptul că el este înzestrat de la naștere cu anumite caracteristici și au abilități. Ne ajută numai dacă acele caracteristici și abilități le lucrăm cu ele. În timp ce lucrăm cu ele, ajungem să învățăm să jonglăm cu ele, adică să ne jucăm cu ele. Și o facem asta atât de ușor și nativ, atât de ușor și firesc, încât ceea ce altuia îi se pare un miracol, pentru tine este ceva obișnuit, pentru că te-ai obișnuit în a jungla cu astfel sau a lucra cu astfel de instrumentariu pe care noi îl avem din naștere. Dacă nu îl avem, atunci el poate dezvol, fi dezvoltat. E adevărat că până când eu îmi dezvolt, nu știu, de exemplu, concentrarea la nivelul lui 10, altul care s-a născut având din start concentrarea asta, e alt fel de structurare a creierului mm -hmm. și a legăturilor neuronale, rețelele neuronale, la el dimic de, de când s-a născut, alt fel se construiesc cu alte viteze. Până când eu îmi dezvolt abilitatea asta de 10 puncte, el, care o are deja de 10, dacă pornim de la același start, eu n-am pornit bine de la start, că el a ajuns la finish deja. Exact. Asta îi oferă lui un avantaj în fața mea. Dar dacă eu o să pentru lucrez... Direct astfel, astea, pentru că și eu am alt avantaj în altă parte față de el. Evident așa e făcut -o lumea, adică nu ți-o dat Dumnezeu minte, obligatoriu îți dă pumnul mai mare ca să poți Am da, pentru că mulți se care... uită în curtea vecinului știi, și merg pe principiu, uite ăla are apropo de concentrare, ba da, de 10 s-a născut cu ea și eu mă chinui să o obțin în viața asta și fac aici efort foarte mare, fără da. să vadă de fapt că și el are anumite capacități, abilități, la fel de bine dezvoltate, doar că în altă direcție asta e așa, nevasta vecinului totdeauna pare mai bună, dar nu, e la fel ca a ta, numai că are anumite abilități într-o direcție și a ta are altele, poate mai prevaloroase, dar în altă direcție. Știi, este emisiunea asta foarte interesantă, schimb de mame în cele din urmă, sopsi, după ce fac schimbarea asta de mai până la urmă ajung la concluzia toți că totuși și mai bine înapoi. De a bine a bine. De așa cum e meu, așa cum este el, dar totuși și mai bine. Că uite nebunul ăsta la care am venit cu copiii lui, cu nu știu ce. E... e firesc ăsta să se întâmple e, și așa este. Adică abilitatea pe care o are, nu știu, pantera de a alerga, să prindă căprioarea din urmă, Uh, nu înseamnă uh, că, că preoarea nu poate să depună suficient de mult efort ca să poată alerga mai tare ca pantera și chiar să o finteze cumva. Și asta este interesul ei de mică de când se naște, pentru că știe că în zona în care trăiești există pantere. Și atunci însă și instinctul o face de mică să poată alerga tare. Altfel ce face? Altfel acolo rezistă numai pantere și căprioarele ar fi de mult dispărut. Dar mm -hmm. vedem că de fiecare dată se nasc și pantere, se nasc într-un anumit raport. Adică uh, natura care păstrează echilibru. Evident. Și la oamenii la fel. Noi toți suntem niște animale care nu facem parte din aceeași specie. De ani vânăm unii pe alții. Mm -hmm. uh, pentru că dacă am fi toți epurași, nu ne-am vânat niciodată, pentru că noi să vezi iepurașii din deal dintr-o pădure sau să să adune într-o haită și să sară la bătaie într-o luptă cinstită sau nu peste iepurașii din vale. Dar la oameni asta se întâmplă, dovadă că nu facem parte din aceeași specie. Sunt oameni lei, sunt oameni iepurași, sunt oameni lupi, sunt oameni oi care le place să trăiască în turmă și cum li se spune, așa fac, se duc odată cu... Adică ei evoluează, dar odată cu turma. Dacă în turma apare o uiță albă care e diferit, în loc turma să se adune și să învețe ceva de la voiță respectivă, îi dau un cap. Dar de ce au apărut? Dar de ce behă e diferit? Asta se întâmplă în conștiința colectivă românească. Uite, ne plângem că nu avem un lider. Când un lider oricare apare, dar de ce au apărut? Hai să-l mizilim. Dar pe urmă ne plângem că dar de ce nu avem și noi un lider? Pentru că avem ca popor, ca sistem, adică ce? Ca trei, ca 6 și ca nouă, istoric, setate, presetate, anumite e, abilități sau chiar abilități cu plus sau cu minus, care inevitabil ne duce către un anumit fel de a ne manifesta sau un anumit fel de a fi, sau un anumit mod de a supraviețui într-o lume materială. Uite, vezi, toți ne plângem. Avem o țară bogată, noi cerșim pe la alte porți. Ok. De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că nu avem baza Instrumentariu, spunem așa, informațional, cunoaștere, precepere, abilități, știință, nu suntem în stare să luptăm pentru ceea nostru, să ne apărăm teritoriul, bogăția, așa, și nu avem inteligența necesară pentru a folosi primele două pentru a rezolva problemele care apar de fiecare dată pe parcursul dezvoltării, spunem, proceselor istorice de regulă ele se întâmplă și noi suntem arbitrari. Cumva s-a întâmplat, ei s-a întâmplat, au venit unii peste noi, ei asta o venit piste, au venit peste, sau să slujim, pleacă, ei vin alții, ei înseamnă că asta a fost dat Dumnezeu, noi cei din grădina Maicii Domnului, noi... Practica să schimbăm ceva ar trebui să intervenim în 3-6-9 prima oară? Totdeauna. E, nu poate un sistem să supraviețească și asta o putem face ca și demonstrații oriunde, în orice grădiniță ne ducem, sau în școală, împărțim clasa exact în două. Le dăm o problemă, adică inventăm o problemă, dar prima clasă, prima jumătate de clasă, o instruim, îi dăm niște informații, niște șmecherii, spunem așa. În fiecare proces al vieții există o șmecherie. Le dăm niște instrumente fizice, așa. Uh, și îi învățăm cum să rezolvă o problemă dacă ea apare. Iar la ceilalte clasă le anunțăm problema, dar nu îi facem chestia asta. Găsi cine o să câștigi? O să câștigi cei care înainte de asta au fost instruiți. Cum să ia examenul ăsta mai bine? La ce trebuie să fiți atenți la examenul ăsta? Care sunt întrebările capcană? Doar i-am instruit. Mm -hmm. Și o să vedeți că asta, este o, asta devine, examenul devine o problemă. Prima jumătate a clasei vor rezolva problema mai eficient și mai mulți dintre ei vor trece examenul decât partea altă de clasă care n-au fost în direcția asta instrum, instruită, nu li s a dat un instrument și nu au fost învățați cum se rezolvă problema. Uite, foarte bine, ai punctat și aș vrea să ne apropiem aici de încheiere și să îi așteptăm pe toți cei care vor să aibă instrumentarul necesar și cunoștințele, instrumentarul și inteligența de a le, de a le folosi pe cele două la congres, pentru că în ziua de astăzi, cum am și zis, e nevoie prima oară să avem 3-6-9, ca ulterior să putem să dezvoltăm și să urcăm în sus. Și aș vrea doar în încheiere să ne spui, Anatola, tema ta este calculatorul matrice psihoenergo-informațională. Așa, nu foarte mult din casă, doar o idee, dacă ne poți spune, care să ne strânească curiozitatea. Uh, tema uh, este despre faptul că trăim într-o singură creație pentru toți. Și că creația asta are o singură lege, matematică care traversează, nu spune care păstrează, nu spune. Da, care creează, care penetrează, spunem așa, întreaga realitate de la sursa centrală până la marginea creației. Că lumea în care trăim este totul matematică construită în orice spațiu, în orice loc ne-am aflat noi, în jurul nostru sunt cifre, ne găsim unii pe alții pe cifre, dăm să o găsesc pe cineva, chiar și o prietenă de-a mea, nu știu unde, sunt în America, e deja asta, ca să o găsesc, îmi trebuie niște cifre, dăm numărul de telefon, gata cifre, mi-a dat numărul telefon, i-am va spune că trebuie să ajung la ea. Îmi va da numărul de zbor, biletul are și el, cifre, loc, poziție în avion, nu știu ce acolo. În ce stat trebuie să ajung asta Sunt tot cifre. Poziția pe geografică, stradă... latitudine. Exact, pe, pe ce stradă va trebui să ajung la ce etaj, în ce apartament, totul este cifre. Numai că cifrele astea, noi mergem printre ele și nu înțelegem nimic din ele. Adică trăim într-o lume în care cifrele ne arată și vorbește este alfabetul prin care Dumnezeu vorbește cu noi. Noi avem un alt alfabet. Alfabetul nostru este compus din litere. Literele au și ele semiotica, semantica, fonetica, sonetica, pragmatica lor. Dumnezeu vorbește cu noi prin cifre. Este alfabetul creației. Așa, dacă mergem prin lume și nu știm a citi semnele care apar totdeauna în cifre, atunci noi nu știm nici unde suntem, unde am nimerit, nici ce sunt căutăm acolo, nici suntem rătăciți. Dacă știm să citim lucrurile respective, atunci e suficient să ai în mână un calculator sau să-ți cunoști propria matriță informativă, care este același tastatură de pe același calculator, calculator. contabilicesc, așa, doar că altfel poziționate cifrele în cadrul matriței și asta deloc întâmplător. Tema este despre faptul că pentru orice eveniment din viața noastră există o formulă. Este și formula bunicilor, de exemplu. Este o formulă după care un lucru se va întâmpla și va avea un anumit rezultat. Dinainte cunoscut. Doar că de toate lucrurile astea nu ne dăm seama. Există tema este despre faptul că propria noastră matriță psihoniergo-informativă este o tastatură de calculator de la contabilicesc, clasic, uh -huh. care are operațiuni uh, și operațiunile sunt înmulțirea, împărțirea, adunarea, scăderea, ridicarea la putere și tot așa mai departe. Uh, operațiunile uh, au și ele clasificarea lor și fac parte din diferite, spunem așa, gunii. Uh, uitându-ne în propria noastră matriță informativă, e ca și cum am privit statura unui calculator. Și putem vedea ce taste ne lipsesc. Ele nu că lipsesc cu totul, trebuie să dai mai des acolo, până când pe ecran apare cifra Nu mai puțin sensibile. Da, mai puțin Se, mai tare. se blochează, da. Trebuie să știi ce operațiuni în cursul vieții folosești sau când tu însuți ca om ești tocmai ai nimerit într-o într 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 operațiune din mulțire. Sau de scădere, sau de adunare, sau de ridicare la putere. Și atunci, dacă toate lucrurile astea le-am cunoaște, am învățat mai bine să descoperim șirurile sau rândurile matematice în care noi tocmai am nimerit. Iar în lumea asta, totul, totul reprezintă un șir matematic de ce? de exemplu, cum ar fi uh, uh, piul. 3,14, adică 3,14 și după asta urmează până la infinit un șir. Ei, uite, în șirul ăla infinit de mare, undeva acolo, în el, dacă știi să analizezi, undeva îți găsești inclusiv și propriul tău CNP aproape. Dar nu numai asta, chiar și propriul tău CNP -a. sau seria, seria din pașaport sau din... Bulele. tot sunt niște cifre care arată o anumită relație ta cu sistemul în care S-au oferit documentul respectiv. Actul de căsătorie, numărul la mașină, toate lucrurile astea fac parte din șiruri matematice. Și ele le poți regăsi chiar pe tastatura calculatorului sau psihomatriții proprii, știind pe ce butoane trebuie să apeși. Unele sunt foarte sensibile, numai la atins și au apărut cifra pe ecran, alta trebuie să e blocată tastatura respectiv. Dar dacă insiști, e odată totuși să va, să va apare cifra. Uite, lipsește cifra 7. Da, acolo nu apăr. Mai dai, 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 poate de 100, poate de 100 una ori. Și apărea. Ei, dar tu dacă te-ai plictisit la 100, mai era nevoie odată să mai apeși și să debloca chestia asta. Ei, astăzi e 101 ori, mâine poți fi 210. Și dacă nu dai de 210 ori, șaptele la nu apare. Uite, stă, toate lucrurile trebuie cunoscute și vom vorbi, voi vorbi despre un alt nivel pentru că după 4 trebuie să urmeze 5, asta înseamnă ieșirea din sistem și încerc cumva să pregătesc și stafful, și nucleul, și membrii asociației numerologilor pentru că la anul viitor, după curs, treptat să intrăm într-un alt nivel, nivelul ce înseamnă dincolo de patrat, dincolo de ceea ce deja ați înțeles, evadarea din patrată da, ruperea, spunem așa, de pe standard, ruperea de pe cruci sau ruperea din cadru și ieșirea dincolo într-un alt spațiu mai mare de interpretare, de viziune și de relație a numerologului cu cifrele, cu matrița, cu el însuși, cu lumea înconjurătoare, pentru că nu pot sta toată viața într-un cadru. Um, un numerolog trebuie să poată spune lucruri foarte clare despre trecutul unui sistem sau unui om. Dacă nu poate descoperi lucruri importante din trecutul unui om, nu are voie să spună nimic despre viitorul posibil al unui om. Și iar asta, um, adică dacă nu poți vedea ce a fost în viața în trecutul unui om, momentele importante, nu, așa atunci n-ai... principiu, cum. acum, că poate unii se așteaptă ca detalii, nu știu, care colegul de bancă din clasa a doua sau... Nu, 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 detaliile în viață nu sunt importante, este exact. important principiul. principiul. Așa, principiul, ideea de bază. Adică esența unui lucru, sistemului, adică esența, sâmburile. Mm -hmm. Restul, câte crenguțe și floricele are copacul cu ele, sunt detalii absolut neimportante, pentru că din moment ce am tăiat copacul, toate ele, nu mai au nicio valoare. Mm -hmm. Important să știm cum e copacul construit De ce el acolo a apărut Câte rădăcini are în pământ Aproximativ măcar Câte rădăcini principale Șase și restul sunt deviații Sau trei și restul sunt așa cringut, Adică rădăcini care de la ele trei pleacă Sunt copaci și copaci Sunt copaci care au 12 rădăcini principale Sunt copaci care au numai 9 rădăcini principale Sunt copaci care au 3 rădăcini principale Ca și dintele nostru Și de acolo încep tot felul de rămurele Copacul mm -hmm. este cam la fel în pământ cum este și în sus. Și omul, dacă e să înlocuim pământul... Și omul la fel. Omul, dacă am putea vedea pe omul vizibil stând așa în picioare, atunci deasupra lui, în cap, în cap, dar cu picioarele în sus, mai este un om invizibil. <laughs> și el este cam la fel cum este fizic, în oglindă. Tocmai din cauza asta, uite, cifrele trebuie tratate, de exemplu, cineva e născut pe data de 15. 15 încolo, 1, 5, e bine, interpretăm. Dar pe urmă trebuie interpretat și invers, 5, 1. Pentru că, adică și în oglindă. Pentru că în oglindă. Și în oglindă. Exact așa. Pentru că ce se întâmplă? Putem să ne mișcăm de la 1 către 5, dar se întâmplă situații când ne mișcăm și de la 5 către 1, fără să vrem. Degradăm în acel moment sau stagnăm sau ne facem rău, dar ne mișcăm și invers. De aia sunt două forțe către Că unele ne duc de la cifrele mici la cifrele mari, de și energiile așa curg. De la 1 la 3, de la 4 la 6, de la 3 spre 9, trecând prin 6. De la mic la mare. Dar sunt o mulțime de situații în viață, sisteme inclusiv educaționale, care ne silesc oarecum subtil să ne mișcăm de la 9 către 3 sau de la 3 către 1. Și asta nu e cum spui tu? Da, și sunt lucruri, să spunem așa, drăcovești, care niciodată nu vor duce către niciun fel de, spunem așa, apropiere de Dumnezeu. Putem observa, sau apropiere față de sursa centrală, sau de cunoaștere, sau de creație. Putem spune că este o evoluție. Uite, omul evoluat, dar a evoluat către ce? Că evoluează, asta nu e mare șmecherie. Toată lumea către ceva evoluează și boala evoluează și cancerul evoluează, dar evoluează către cimitir. Și altceva se evoluează către. Totul este o evoluție, depinde de direcția. O evoluție, da. Acum noi avem vectori de acțiune în sisteme. Deci, și atunci știm, asta evoluție, asta e involuție sistemului. Dar involuția sistemului este, tot totul evoluție cu semnul minus. Mm -hmm. Uite, eu zic să ne oprim aici că deja am dat mulți din casă. Și chiar îmi doresc ca cei care ne urmăresc să vină să afle, cum mai zis foarte, foarte fain și asta o să mi rămână acolo undeva am tipărit. Alfabetul Universului, care sunt da, alfabetul cifrelor, care este alfabetul Universului. Să afle, chiar dacă sunt cunoscători de numerologie, chiar dacă nu. Într-adevăr, cei care cunosc numerologia o să înțeleagă și o să aibă posibilitatea să aprofundeze și mai mult, dar chiar și cei care nu reușesc, poate, sau nu au reușit încă să descopere numerologia, tot vor pleca cu idei prețioase din cadrul congresului. Îmi rămâne doar să vă mai lansez încă o dată invitația Detalii găsiți pe asociația numerologilor.ro Unde puteți achiziționa participarea Și uite mă gândeam că am luat-o Primul congres a fost Primul oricum a fost de deschidere Al doilea am mers pe bunăstarea spirit, familială, spirituală și materială Am luat-o cumva un picuț, am lăsat material în anul 4 Nu întâmplător Da, eu odată, asta e pentru toți ascultătorii noștri eu nu sunt... Meseria mea nu are treabă cu ceea ce se numește apa. Dar odată am fost la un congres despre ceea ce se numește dinamica apei sau tot ce e legat de hidro. Și deși ne fiind specialist în domeniu, am învățat foarte multe lucruri importante la acel congres despre ceea ce se numește dinamica fluidilor, presiuni și restul de debituri, cum se întâmplă, de ce depind, în cât pe urmă foarte mult mi-a servit uh, în a aplica acele principii și înțelegeri sau legități de acolo în viața noastră de zi Așa că dacă ai dorință de cunoaștere, nu trebuie să fii numerolog, deși congresul este al numerologilor, uh, este binevenit și oricare om care nu este obligatoriu pasionat sau cunoscător de, numerologie. cunoscător de numerologie, dar dacă ai dorința de a cunoaște sau arderea căutarea de a cunoaște, de a afla lucruri noi care le pot fi folosite în propria viață, atunci sunt bineveniți oricare om, pentru că nu știe el ce frază cum ție îi se va memora și acea frază poate să devină pe urmă tema lui centrală de meditație sau de gândire, în jurul căreia va gravita toate celelalte gânduri, idei, principii și încet, încet, cine știe un om, mâine pe mâine, care a fost la congresul nostru și care nu era numerolog, dar asta s-a ajute atât de mult încât după un timp să devină un inginer care descoperă ceva ce n-ar fi descoperit niciodată dacă acel lucru nu-i se fixa... Nu, se da, revela, Nu -i se revela, nu -i se uh, revela. nu o afla la un astfel de congres. congres. Din da. cauza, asta vreau, prin asta am vrut să accentuez, doar că sunt bineveniți orice om care are o dorință de a căuta, care caută ceva în, în sens de cunoaștere. Și exact așa fac și eu. Dacă am posibilitatea să mă duc și la un congres al, spunem medicilor, mă duc pentru că din tot ce înțeleg ei acolo, eu o să înțeleg 10%, dar din ele 10%, 3% poate să-mi aprindă ceva în minte, în cap și să devină punctul în jurul căruia gravitează toată cunoașterea mea, o perioadă oricare de timp și tocmai au creat ce? În sistemul meu solar, au creat o nouă planetă, care deja există în sistemul ăsta, sistemul s-a interacționează cu toate celelalte, să spunem așa, planete din universul meu și sistemul tocmai s-a îmbogățit. Deci, prin urmare, are un membru sau are o idee, are un set de cunoaștere în plus care mă ajută pe mine să ce? Să văd mai bine ce se întâmplă în jurul meu, în lumea în care trăiesc, în mediul meu în care apar probleme și în permanență trebuie să le rezolv. Mi-arată permanent gradul de ce? De agresivitate pe care trebuie să-l dețin în raport cu mine și cu scopurile propuse. Și baza științifică, ideatică, filosofică și instru instructivă pe care trebuie să o am ca să pot în procesul ăsta, în perioada asta de timp istorică să mă descurc, să trăiesc și să nu mă meresc în mijlocul vârtejului fenomenilor sau proceselor istorice pentru că acel vârtej, te va înghiți, te va măcina acolo. Acolo este o moare a sufletelor. Altfel spus, vă invităm să vă largiți bazele, nu? 369. E evident. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături, îți mulțumesc, Anatol, că am dat deja foarte multe informații utile și prin acest interviu. Ce să mai zicem dacă veți și participa? Nu trebuie să faceți dacă nu simțiți, bineînțeles, dacă nu se îndeplinesc condițiile necesare și suficiente. Noi știm deja că cine va fi să fie acolo va fi, dar este de datoria noastră să vă informăm. Nu? Îți mulțumesc foarte mult și ne revedem cu drag pe 15 octombrie, începând cu orele 12. Încă o dată cei care doresc să afle mai multe informații, pentru că sunt mai mulți invitați și avem tematici diverse. Eu o să abordez uh, 369 nouă în viața miliardarilor și am acolo un studiu de caz foarte, foarte fain și să vedem exact cum putem să folosim ulterior în viața de zi cu zi uh, toate aceste informații. Mulțumesc tuturor și spor uh, la cunoaștere! Cu drag!